Salutare barbașanilor, bine v-am regăsit la o nouă serie mirobolantă, jucăm The Long Drive, știți deja jocul, știți ce se întâmplă, aș aprecia enorm like-ul vostru și subscribe-ul pentru a face cât mai multe episoade din această serie mirobolantă. Cred că se aude un pic jocul cam tare, rezolvăm imediat. Spuneți-mi dacă vă place seria, gen să facem o serie și bineînțeles că o să apară din ce în ce mai des, v-am zis. Acum trebuie să mă obișnuiesc un pic, pentru că n-am mai jucat de 7 milioane de ani. Dacă îi dăm E, cum îl pornim? Stai mă, trebuie să... A, uite de aici. Turn on, da mă, pe E. Și trebuie să legăm cumva tastatura. Hop. Stai mă, că puteai să aprins cumva ăsta. Ok, trebuie să iau în mână tastatura și după aia o conectez. Ce tare! Și acum pot să scriu, nu? Ia. Subscribe. Ia uite bă, că se vede, ia. Uite acolo. Subscribe și like. Dacă nu, nu mai facem The Long Drive. Nocivanii sunt cei mai tari. Doamne. Gata, bossule. Aia zic. Dă bă like. Ok. Cum ne oprim acum? Gata, ne-am oprit. Nu știu dacă să luăm ăsta cu noi, dar ideea jocului, dacă cumva sunt persoane care n-au văzut jocul până acum, deși mi se pare imposibil, ai o mașiniță și asta e bam bam, așa deschidem, și tot ce trebuie să faci este să mergi pe un drum care nu se termină niciodată. Poți să o apuci ori în dreapta, ori în stânga, ia să ne putem deschide ăsta, da. Și tot dai de diverse, poți să dai și de extratereștri, poți să dai de tot ce vrei tu. Uite, e și o cabină telefonică aici. A, dar nu poți să suni. Sunai și eu, alo, poliția, am și eu... What? Bă, ăla e un iepuri acolo, mă? O băga și iepuri? N-am mai jucat de o grămadă de timp și sigur s-au făcut modificări multe. Acum, nu știu ce chestii să luăm cu noi. De exemplu, putem lua arma, cu siguranță ne va trebui. Dar nu știu cum... Mamă, nu știu să o țin în mână. Bă, ready to break the bear. What? Ce naiba? De ce țin mâinile invers? Equip, a, gata. Ia. Și pot să și trag, mă? Unde-s gloanțele astea-s? Păi și cum încarc? Doamne, cred că... Stai, cred că am înțeles. Cred că trebuie să deschidem ăsta. După aia luăm ăstea în mână. Și... dăm reload. Da, mă, merge. După aia le lăsăm jos. Hai că... A, gata. Bun. Dăm iar ăsta. Ce naiba. Și acum pot să trag, nu? Hai, mă! Păi și de ce nu merge să trag? Că scrie unul din zero. Hai, mă! Pe bune, ăsta e shotgun. Nu cred că e shotgun ăsta. Ok, deci gata, am înțeles. Luăm ăsta, bam, bam. Și dăm reload. Ok, după aia îl pui jos. Bă, n-am vrut să trag iar. Doamne, era să trag în ăla. Nu, deci ce vreau eu este să încărcăm. Ok. Lăsăm jos. Și gata, bun. Așa o lăsăm. Acum o punem... Mamă, ce-am făcut? Am scos... M-am scos bancheta, frate. N-am vrut să fac asta. Eu doar am vrut să arunc ăsta. Cum arunc arma asta din mână? Mă bate jocul rău. Prieteni! Nu cred că am făcut ce trebuie. Bă, n-am mai jucat de 5 ani jocul ăsta, ce vrei, pot să dorm. Ia uite-mă pe mine cum stau aici. Stau pe spate, frate. Dacă vine dușmanul, i-am distrus ochianul. Ne-am băgat la niște somn. Doamne iartă. O modificat mult jocul, mă. Ok, și acum nu spune că o să mă trezesc. Am făcut o treabă dacă e. Can't sleep yet. Deci aveam zi și am făcut noapte. Da. Băi, vreau să ies de aici. Cum mă dau jos? Oh my god. Ok, prieteni, cred că avem nevoie de un fresh start. Hai să facem în felul următor. Luăm astea și le punem în mașiniță. What? Ce mă, n-am atat putere? Deschide ușa că vine barbașienul. Aulă, dar de ce am prins așa, mă? A, nu cred că mai merge. Cred că l-am stricat și noi un pic. A, păi dacă tot l-am stricat, hai să ne asigurăm că e stricat. Ok. Și văd că ne-a dat o altă mașină. Cred că e ok mașina asta.
Dăm și tastatura, că de ce nu? Aolo, asta clar nu mai merge. Doamne, uite că a ajuns direct în chiuvetă, bă. Ok, punem aici. Ar fi ok să deschidem ăsta. Luăm asta. Și o lăsăm acolo. A, că stă bine, da. Ne luăm și noi. Bă, dar nu încape, bă, în mașina asta nimic. E, băga-mi aici piciorul. Na, că nu mai luăm nimic cu noi. Luăm numai tastatura. Asta neapărat vreau să o iau. Sper că nu pică din portbagaj. Bun. Iau gloanțele. Cred că ar fi mai ok totuși să încărcăm arma. Am spart tot, frate. Ok. Vreau să o echipez. Și acum nu știu unde-s gloanțele. Ai de aici sunt. Astea-s, da. Le luăm. Bun. Trebuie să dăm ăsta jos. Încărcăm. Nu merge decât unul. Ok. Și gata. Punem arma înapoi. Hai mă. Nu, trebuie să o dezechipez, nu? Ai comers. Mamă, mă bate jocul, bă. Ok. Frate, n-am loc nici să bag în portbagaj. Deschide ușile astea, naiba. Așa, bun. Continuăm. Nu știu dacă o să plec din garaj episodul ăsta. Bun. Funny moments cu noi și Vanu. Bom, bom, bom. Luăm și gloanțele. Le punem acolo, perfect. Oare ce ne mai trebuie la noi? Hai să luăm niște ochiane. Bom, pariu că plec și o să pice toate din portbagaj. Ăsta nu ne trebuie mai aici. Ei și acasă. Știi ce sunt curios? Vreau să... Mamă, vine furtuna, mă? Nici n-am plecat și vine furtuna? Sunt curios. Open, close. Ah, nu. Hai. Ce s-a auzit, bă? Ok. Sunt curios cât combustibil avem. Uai, lele. 0,5 din 39 de litri. Și am 100% gas. Aici chestia asta o să iasă la polish. Sper. N-avem noi un burete pe aici, mă? Chiar cu asta nu putem. Bam. Ia, bă. Așa trebuie să dau. Stai. Se duce, bă. Ce tare. Gata. Ca nouă. Trebuie să mai dăm și pe astea. Tă, frumos. Să plecăm cu mașinița. Zici că mă duc la nuntă, naiba. Mamă, dar asta nu se mai duce. Nu știu ce să zic. Ba da, mă. Dar nu dădeam eu pe oglindă, cred că. Mamă, trebuie să dai exact pe oglindă? Uite că poți să apropii așa. Ce-mi place jocul, mor. Ce-ai făcut astăzi? M-am uitat la nociv cum ștergeau oglindă. Mă, vezi că e de argint. Mă uitam la nociv cum ștergeau oglindă cu peria. De ce? De sârmă. Închidem ușa. Ia. Yeah. Asta de ce nu se mai aude? A, păi s-a dus peria, bă. Eu numai acum văd. Ce naiba s-a întâmplat? Ia uite-o, salutare, Chiquita! Ne punem și noi unde asta? Mamă, eu presim că o să stric ceva imediat. Sunt destul de ciudățele controlele în jocul ăsta. Sit. De ce? Ce-o bubuit? Ok, n-am fost eu, jur că n-am fost eu. Mă, ce-o bubui, mă? Dismount. Eu v-am zis. Voiam doar să deschid ușa. Ok, cum mă dau jos? Mă, cum mă dau jos? Bă, măcar pornește mașina. Ceea ce nu-i tocmai rău. Bă, am găsit un extraterestru aici. Te-l încoace. Ăsta tot înăuntru te să-l punem. Aoleu, pleacă mașina. Iese mașina singură. Asta este, prieteni. Am uitat să trag și eu frâna de mână. Pot să urcă mașina de aici? Pot. At. Am pierdut ăla, mă? Oh my god. Asta este, ce să facem? A, gata, că merge înapoi. Tăgădăm, 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 tăm, tăm. Bine așa.
Gata, am tras și frâna de mână. Mă, mai fuge mașinița de aici. Mă, dar nu știu ce am făcut cu extraterestrul ăla. L-am pierdut, o zburat, o dus într-un univers paralel. Chidem portbagajul. Cred că am pierdut deja totul. Ok? Da. Am eu mă nevoie de toate astea. Stai bă că avem și beci. Ce naiba. Ia uite roți. Păpușele. Ioi. Asta ce-i mă? Ce naiba? What? De ce dau pe mine? Ce e asta? Doamne. A, gata, uite că am echipat. Dar nu mă mai pot mișca acum. Ce-am făcut, mă? Ok, revenind la problemele noastre, încă nu știu la ce se folosește asta, dar sunt sigur că o să-mi ziceți voi. O să iau, o să iau cu mine, dacă e. Și am aici, mă, fierătănii. Bă, dar s-o complica jocul ăsta. De n-ai treabă. Hai să le iau cu mine așa mai bine. Bun. Deschidem ăsta. Și-l punem naiba aici. Hai că l-am pus. Pune-l, mă, acolo. Bun. Ok, gata, am înțeles ideea, măi, că eu nu înțelegeam de ce scrie aici 100% gas, dar gen înseamnă că e în rezervor doar gas. Și mai avem aici 2 litri. Luăm frumos. Și, aoleo, distrug mașina, frate. Și acum trebuie să punem. Gata, am înțeles cum rotesc și ăstea. Trebuie doar să mai deschid rezervorul și să pun acolo, Doamne ajută, că eu am băut înainte. Gata, mă, că am rezolvat situația. Mă gândesc că ar trebui să iau și un de ăsta cu mine. Trebuie să închidem aici. În ideea în care poate mai găsesc și îl pot umple, nu? Cred că asta e șpârla. Gata, că mi-am prins mâna acolo, ați văzut? Niște roți mai pot lua aici și water. Cred că aș putea să iau și ăsta în ideea să beau. A, da, uite că am nevoie de apă, vedeți? Da, bă, da. Am băut niște gaz înainte. Ok. Ăsta îl punem în spa. Bă. Așa. O să deschid ușa. Nu cred că... Nu cred că trebuie să stau așa cu el, gen. El strecor pe acolo. Gata, bossule. Oricum o să-l pierd. Am închis ușița. Da. Dar pe chestiile astea nu cred că mai îmi trebuie. Aș mai avea nevoie de niște gas. Asta ce naiba o fi? Asta cred că îmi bubuie naiba în mașină, nu o iau. Bă, buretele ăsta e bun. Sigur e bun. Știu că pot să spel cu el chestii. Perfect. Ce mai avem? Mă, iar avem de ăsta. Dă-l încolo, naiba. Ar trebui să urc cumva, dar nu știu cum. O să urc pe aici? Opa. Ia, bă. Mamă, sunt pro player. Mai avem un burete aici. Bom, îl luăm și pe ăsta. Da. Uai, ăsta ce? Nu-mi trebuie. Parcă văd că e ceva interesant. Gata, bossule. Gata, mă, caratistu. Gata, putem să plecăm, prieteni. Mă declar mulțumit. Închidem și am plecat. După 5 ani. Zice, care probleme cu bateria? Oare să-mi fie frică de chestia asta? Ok. Dați-mi 2 secunde să văd și eu pe unde sunt. Bam. Sunt foarte multe chestii pe care trebuie să le apeși. Ce-i mă asta? Ok. Bun. Dați-mi 2 secunde că eu nu văd filmarea. Perfect. Vă aștept și pe Trovo, apropo, primul link din descriere. Mă, da, aici nu-i drum, ba da-i drum. Dar acum o să întreb... Ce-am făcut, mă? O să întreb abonații de pe Trovo, pentru că sunt live, am zis, să mă ajute un pic. Unde să mergem? În partea aceea sau în partea aceea? Eu parcă aș merge în dreapta, sincer. Deci o fântână. Uite, mă, că mai avem gloanțe. Le luăm pe astea? Asta e bere? Ce-i mă asta? Alcool. Ok, nu mă așteptam chiar să se spargă. În dreapta, zice lumea. Na, bun. Să punem asta aici. Dă-l bă încoace. Poc. Perfect.
Gata, cu katana pregătit. Dacă se ia cineva de mine, n-are nicio șansă. Hai că vine și noaptea. Ce naiba? Măi, eu m-aș duce după un iepure de ăsta să-l bat. Îl calc cu mașina. Bă, dar de ce fuge așa? Ce? Trebuie să opresc, că mi-e frică să nu folosească combustibil. Ok. Asta e ciudat. De ce e un iepure de plastic? De la de pluș. Hei, eu. Păi stai, mă. Păi și nu pot să iau chestii din el, să-l mănânc, să-l... Doamne, cât de ciudat poate să fie jocul ăsta. Ok. De ce? Gata. Ata am vrut. Mă pun și eu să dorm. Țin, te rog, că se face zi. Bun, 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 bun. Trezirea, capitane. Întrebarea mea este, în ce direcție trebuia să merg eu? Cred că așa. Mama, Doamne, ajută. Bă, dar nu mai e drumul, mă? Uai de capul nostru, ne-am pierdut în pustietate. Mi-au trebuit mie iepuri. Uite iepurele. A, cred că așa, mă. Gata, mă, că ne-am redresat. Hai că nu era Dita mai acolo. Oare cum fac camera să văd mai din spate? Stați să aflu. Bă, mă, atacă un iepure, mă! Lume nebună! Vreau să se răzbune! Distruge mașina! What the miel? Ce e asta? De ce mă atacă iepurii? Am murit singur. Doamne, de-am văzut în viața mea așa ceva. Apasă pe P. Knock! Aolo, bă! De ce? De ce, Doamne? Ok. Am nevoie și eu să mă ușuresc, că am băut multă apă. E cangură asta, mă? E bune? A, da, asta e altceva, cred că. Dă-te, bă, jos! Alo? Mă, dar urât fac, mă, ăștia. Aaaa! Ok. Suntem bine. A, mă, că e bine așa, las, că nu mai vreau să văd nimic. Mai bine plec naiba până nu mă atacă toți cangurii. Ok, cineva îmi zicea nu mai conduce cu katana, că se buguiește. Lasă, frate. Doamne, mă atacă cangurii. Merg pe contrasens, mă oprește poliția, îmi dă amendă. Bă, dar prinde, prinde țoacla asta, am deja 80 la oră. O să facem accident, pregătiți-vă. Asta e clar, adică sper că n-aveți pretenții de la mine prea multe. Ok. Putem să ne uităm în față dacă vrem așa, da? Ba, dacă e fain, uite ce fain vedem. Băi, foarte tare joc. What was that? Am vrut eu să fac așa, am vrut eu să fac drifturi, să mă întorc, să 360 cu 1000 cu delea. Eu am vrut. Da, 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 pro player. Mama, dacă iau piatra asta, dus am fost. Doamne, facem drifturi, ne atacă cangurii. Ce se mai poate întâmpla? Apasă C sau B. Da, bă. Aulă, aulă, aulă. E bine, mă, cu C-ul, da. Dacă își pierde direcția, naiba. Și cu B-ul ce fac? Bă, m-a căcat pe mine. M-am căcat în mașină, cumva. Deci... Mamă, ce ciudat sunt. M-am căcat, mă, cumva în mașină. Bă,
Uite, bă, extraterestru, ia uite-le unde era. Uai, ai, ai. Uai, de capul meu. Bă, e cam gros. Am înțeles. Cred că trebuia să ridic și o frână, prieteni. Era o idee. Mamă. Ok. Hai să ne continuăm aventura. Nu s-a întâmplat nimic, n-a văzut nimeni nimic. Ia uite piatra. Țeapă. Bă, totuși cred că ar trebui să încetinim ca să nu murim, nu de alta. Jur că am luat și eu un pic mâna de pe tastatură ca să-mi dau căștile mai tare. Mai tare, mai... Da, ați înțeles. Da, barbașanilor. Mai mergem un pic. Nu știu cât combustibil mai am, că sunt imediat cam pe zero. Mamă, păi și nu mai găsim și noi o zonă, un popas, un ceva. Oh my god. Bă, suntem rip. Nu cred că trebuia să plec la drum în halul ăsta. Ia. Mi-e frică, mai bine o las liberă așa. Poate, Doamne ajută, consumă și mai puțin. Ia uite cum îmi iese sabia. Nici o treabă n-am. Băi, direcția ce are? Mă bagi în câmp aici. Ia uite-mă. Să vezi așa unul că vine. Ce părere ai? Stau pe spate, acum nici nu mai ating tastatura. Nici nu mai accelerez. Nu de alta, dar nu mai am combustibil. Ba da, hai mai mergem un pic. Așa zici că merge cu încetinitorul. Dacă scoți asta, merge bine, ia. Zici că efectiv dintr-o dată nu mai are viteză. No, evita! Suntem pro playeri. Mă, frate, dar de ce nu mai dăm de o benzinărie, de o ceva acolo? Direct în stâlp mergem. Nu pot să cred. N-am atins deloc tastatura și totuși n-am luat stâlpul. Mamă, zici că e ceva DJ. Ce vreți să mai zic ceva? N-am ce să mai zic, frate. Ascultăm mașina. Doamne, de ce ți-i în gura așa? Și de ce mă clonează? What? Nu, cred că mai ajungem noi pe undeva, prieteni. Ne-am cam dus. Da, bă. Suntem papa. Te pup, papa. Rămânem imediat fără combustibil. Mai dăm un boost de ăsta și iar. Ia. Aoleu, am dat un pic stânga, sunt direct prin bălării. Ala, că e bine, că scurtăm. Apasă L. Aprindem farurile. Mă învață abonați, bă. Bagă viteză. Ajungem din nou pe drum. Și... Gata, boss. Mamă, e noapte iar. La fix mi-au zis abonații cum să aprind farurile. Bă, la fix. Mamă, i-o sări sângele la mașină, bă. Asta nu mai pleacă de aici, prieteni. Nu-i sângele meu, e sângele mașinii, da? Mi-a intrat sabia în piept. Dacă cumva nu știți, ei bine, eu aveam sabia asta în mână, m-am băgat în acea piatră, sabia a intrat în mine, capota o puteți vedea și băi, uite-mi capota, mă. Ia, pot să pun și eu la loc? Doamne ajută. Alo? De ce mi-a picat?
Stai să o facem așa mai încet. Sper să mai funcționeze mașina, deși nu cred că mai funcționează. Încolo am impresia că trebuie să mergem. Auziți și voi cum face mașina. Ai de viața mea. Cum punem la loc asta? Parcă așa era, nu? Pe G dădeam. Nu. Pe ce? Pe F? Bă, a plecat mașina. Stai, mă. Oh my god, cred că trebuie să rote. Nu cred că am pus-o bine. Gata, mă, aia era. Toane, m-aș bate cu ăștia, jur. Dar nu știu unde-mi... O, gămiu, ești piciorul. Nu cred că e cea mai bună idee. Voi știu că mi-a zis, bă, Nocivan, nu te mai bate, mă, cu șobolanii ăștia, iepuri zombie. Că n-ai ce să faci. Dar uite că fug de mine, mă. De frică. Asta înseamnă să impui respect. Da. Parcă văd că iar îmi scop portiera, iar, toamne, am numai sânge pe aici. Uitați-vă și voi că nu mai merge mașina asta deloc, sunt vai de capul meu. Dar stați cu mine că poate o fi bine, cine știe. Totuși nu cred că ar trebui să merg cu așa viteză. Nu mai știu cum... Bă, can't sleep, lasă-mă că nu vreau să dorm. Nu mai știu cum vedeam din exterior. Asta e problema, eu joc odată la 5 ani și uit controlele. Da, mă, da, pe cât se apăsa, ok. Stăm pe spate, prieteni, și așteptăm noi... aventuri, Doamne ajută să nu mai fie cu 10 milioane de iepuri zombie din ăia. Și sper să găsim și noi ceva mașină repede sau motor sau orice o fi. Până și cu o bicicletă voi fi mulțumit. Dar sper să, dacă mai facem un accident suntem rip. Suntem categoric rip. Da, da, da. Bă, de ce fugem într-o parte? Cred că de la impactul ăla s-o cam dus. Sunt curios totuși eu cu ce viteză merg. Cu ce viteză mergeam înainte? Stai să vedem dacă voi mai putea ajunge înapoi pe drum. Fără să facem vreo nefăcută. Ok, stâlpul e acolo. E bine, nu vine stâlpul după noi. Suntem bine. Ah, dar nu mai mergem mă kilometrajul ăsta, nu? Sau mai... Nu, nu, nu. Hopa, cam ajuns unde... Oi, 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 oi. Deși nu, cred că-i... Mă, ăsta cum îl oprez, mă? One off. S-a oprit, prieteni, după 5 ani. Ieșim frumos să închidem ușa. Bă, dar nu e atât de praf pe cât credeam eu. Poate o putem curăța, vedem, Doamne ajută. Marele nostru noroc e că am găsit o mașină. Marele nostru ghinion e că n-are motor. Ce-mi place să mă joc de long drive. Ce-i mă pe asta aici? What is this? Du-te bă că nu mă mai dau cu dielea, că iar vă luați de mine. Nocivane... Aia era vopsea, cu aia trebuia să vopsești mașina, nu să dai pe tine. Ce e asta? Rotate, ia. Du-te mă că nu... Ce? Ia. Că scrie... Ai, că... Mi-explică și mie cineva cum... A, uite-o mă. Stai mă, că eu cred că e din cauza că avem... Îmi las sabia aici un pic. Stai, ulei ceva, naiba. Cred că trebuie să țin exact acolo și îmi zice, nu? A, uite așa. I guess. Bă, îmi va trebui cu siguranță. Dar trebuie să mă duc să dorm că mi-e frică noaptea. Stau pe spate. Acum doarme Nocivanu. O noapte petrecută într-o zonă horror bifat. Ce mai urmează? N-avem nicio idee. Bună dimineața, dragi prieteni. Ne închidem frumos ușița și hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Îți dai seama că nu-mi las katana asta din mână orice o fi. A, dar am mai multe sloturi, mă, doamne, câte paletă sunt. Și ce avem pe aici? Ia. A, o piatră să-mi dau cu ea în cap să îmi sfârșesc. Salut. O, da, bă. Altă treabă. Așa, pick-up, nu știu ce. Ce să fac, mă, cu girafa aia? Bă, își bate joc de mine. M-am chinuit 10 ore să găsesc ceva și... Ia. A, dar e numai cauciuc. Asta ce-i? Cu cibul ăsta? Coolant? A, nu-i coolant. Gen, cred că din ăla... Nu, no, știu, nu mă bag. Mamă, dar urât văd. O să-i mai dau jos. Cum îi mai dau jos? Ajutor! M-am luptat un pic. Aparem pe X. Bine-s. Îi ținem așa. Ce mai ave... What? Bă, vrei scandal, mă? Ha! Simte-mi furia! Mamă, 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 nu cred că e bine ce fac!
Se sperie! Se sperie, am avantaj! Am avantaj! 1v1! Nogiveanu câștigă! Da, bă, da. Ce era acolo? Că încă nu știu. Ah, guess. Nu știu de ce jo... What? Tocmai am găsit un picior de om. Nu știu de ce jocul ăsta scoate cei mai rău din mine, dar aparent... Și jocul e de așa natură, e nebun jocul. Cum deschimă ușa? Oi, că mi-am făcut mâna de 10 metri. Ok, de ce am găsit un picior? Știi ce? În primul rând voi... Opa, e o mașină în spate. În primul rând voi investiga acest bar ca un adevărat polițist ce sunt. Să nu cumva să mai fie cineva, să nu fie criminalul cumva aici. Deși la cum arată zona, nu cred că ar mai putea fi cineva sau ceva. Aparent totul în regulă, nu știu ce... Aici e un... Înțeles, aici e mai mult dacă vreți. Ok, bam, bam, bam. Ok. Deschidem ușa, frumos. Criminalul nu e aici. Am găsit un pat aici? What? Și ce mai e acolo? Stai, mă. Vreau să urc eu pe mașina asta. Ok. Hai, mă. Fii serios. Faci mișto de mine. Mă chinui o oră să fac un parcur de mare profesionist și după aia mă arunci random. Bun. Ce avem aici? Asta mă interesează. Un pat. Stau un pat. Stau lejer. A, dar nu mă povedea? Nu știu exact cum mă povedea, dar sigur se poate. Asta ce naiba, ui? Oameni, mă simt ca un gunoier din... Am văzut ceva acolo sau mi s-a părut? Ok, acum aș vrea să mă dau jos. Aș vrea să... Uite, bă, o bere. A, nu, e diesel. Bine că nu o beau, naiba. Ok, încercând să mă dau jos din pat. Am descoperit doar asta, atât. Oare dacă dau așa stânga-dreapta? Mă propulsează de aici? Doamne, cum mă dau mă jos? Era destul de simplu, aparent. A vrut eu să fac circ mai mult. Hop, nimic înăuntru. Bă, hai să vedem totuși cât combustibil are, care-i treaba cu ea, cât are. Uleiul 7,5 din 24, not bad. Nu știu unde n-ai bani pentru combustibil. Clar nu-mi port bagaj. Ar trebui să aibă pe aici, din ăla, mă, ăsta n-are, mă. Aici trebuie să fie înseamnă. Deci acolo e, ok. Uei, ăsta nu are, mă. Mă bătu mașina, gata. Bă, nici măcar nu cârâie, bă, nimic nu face. Doamne. Ia. Nici nu se aprinde. Apăs degeaba. Ok, rămânem la mașinița noastră. Du-te de aici și lasă-ne să nu te mai vedem. Aolo. Ia, cum ar fi să calci iepurele ăla? Se ducă iepurele direct în mașină. Da, mi-a plăcut foarte mult. Mai venim pe la voi. Totuși, cred că piciorul ăla mi-am dat în cap. Mă, ce s-o întâmplă? Mi-am dat cu ușa în cap. Asta a fost... atât am jucat. Am găsit un picior și mi-am dat cu ușa în cap. Oare dacă dau continue... Ah, ok, mi-a salvat de aici. Mă, cum i-am dat, mă, cu ușa în cap? Totuși, așa, întreb și eu pentru un prieten. Cum am reușit acest lucru incredibil? Ia uite, bă, TV-ul. Îl luăm? Pa, pa, bere. Piciorul încă e acolo. Ok. Cum n-ai... Așa, bun. Și-aș vrea ăsta. Îl încoace. Doamne, dar ce mână lungă am. Bă, mă bag pe sub. Ce naiba. Ok. Bun. Asta îmi lipsea mie, mă, din troșcoleta aia. Dar cum aș putea pune eu pe picioare așa ceva? N-am cum, că n-am ce-mi trebuie. Cred că ar fi indicat să nu mai tot merg cu... Bă, dar n-am un pic de forță. Să nu mai tot merg cu katana aia după mine.
Pare, nu pot să-l atașez ăsta undeva? Gen. Dai să nu mă atace iepurii aia că nebunesc. Nu știu, să-l pun sus, de exemplu. Nu ar merge. Uite, așa vreau să mi-l pun. Așa. E un pic strâmb, într-adevăr, dar... Nu mă judecați. Vreau să mi-l pun aici, uite și... Na. Stă, nu? O să stea. Sigur o să stea. Mai pun ăștia sau nu mi mai pun? Bum. Alta-i viața. Mamă, zici că... Am luat alte chestii la bord. Ok. Cred că ar fi indicat să iau și piciorul. Nu știu, poate avea nevoie de un picior de ajutor. Cine știe. Pe acolo nu prea pare să fie ceva interesant. Știi ce? Trebuie să mai verific un pic la mașină totuși. Că poate... Mă, dar lasă-mă, că nu mai cu vederea asta. Poate am nevoie de chestii. Mamă, dar de ce am făcut asta? Stai cum mă pun asta. Bun. Ok, deci... Se deschide frumos cu Eno, Civane, nu cu F. Mulțumim. Ce ne lipsește aici? Cred că tot. Oil tank. Am putea pune ulei acolo. No, și la asta unde e combustibilul? Uite, frumos. Vezi combustibilul. Hai că mai am combustibil dacă e. Am 2 litri din 39. Ia uite, bă, ce-i sus? Dar cum ajung sus? Hopa! Sunt secrete sus. Sunt secrete sus, prieteni. Aici ce era în ăsta? Ulei, nu? Exact ce nu mă interesează pe mine. Ba nu mai gas. Ok? Hai că ăsta e forță. Încercăm și noi să băgăm un pic de combustibil. Punem ăsta. Poate biau. O, știu cum fac eu, dar o să biau. Probabil. Open. Îl luăm frumos de aici. Ducem mai așa un... Nu. Ești profesionist. O, oare eu? L-am pus-o pe lângă. Cum umplu? Ah, cu click-ul. Restul l-am dat pe jos. Doamne, jocul ăsta e atât de dubios. De unde să știu că... Bine, probabil scrie pe acolo, dar nu pot să fii atent la toate. Voi sigur puteți fi atent și ieșiți nocivane, dar... Nu. Dar de ce naiba? E că îmi ba piciorul, mă. Tot chinui atâta să intru. Așa. Zice că-s ceva probleme cu bateria, cu alea. Azi că e bine. Ce mă tot chinui eu, mă, atâta? Bun. Ok. Hai să oprim. Na, uite ce frumos e. Aici ce avem? Ches. Gata, tată. Și acum știu și eu să-l pun. O, ne mai... O mai râde nimeni de noi, gat. Frumos, vii aici. A, și cred că trebuia să-și închid ăsta. Gata. Așa. Bam. Și acum ce vreau eu? Păi să urc pe mașină. Cam ia și picior. Așa. Și să văd dacă... Mai că am urcat. Piciorul ăsta luăm și îl punem în portbagaj. Cine știe, m-am zis când avem nevoie. Equip. Oh, doamne, dar cu ce ți-am greșit? Hai să lăsăm aici la lucruri pierdute. Ok. De ce naiba poți găsi un picior? Ăstea ce... Nu mai întrebeam, mă las. Eu vreau să iau ăsta, nu pot să-l iau? Ăstea pot să-l iau, nu? Da. Ok. Și aș vrea să îmi fac aici o scară. Uite, m-a costat TV-ul. Yeah. Hopa! Nu sunt eu pro player? Sunt, frate. Aolo. Stai. No, mă, nu. Dar de ce-ți bați joc? Trebuie să mutăm mașinița. Mama, nu mai pornește? Mai aproape, bă. Așa ceva, bun. Și acum punem... No, că am rezolvat situația. Ok. Bun, punem ăsta și cred că ne este suficient, bă. Ia. Yeah. Că așa are și cât de cât stabilitate, nu? Wow. Multă stabilitate. Doar dacă... Pun așa.
Nu cred că asta voiam. Ia. Mă, dar face mișto. Cum ajung acolo sus? Îmi trebuie altceva, mă. Ce să pun, mă, că nu am nimic. Mașinița asta nu se mișcă. Vai de... A, cred că pe aici trebuia să urc. Doamne. Asta era, mă, șpârla, șopârla. Te duci aici frumos. Așa, urci pe aici, parcurizi de mic. Da, bravo. Oare poți să urci pe aici și eu mă chinuiam pe la mașină? Ah! Mamă, m-am dus. Cred că așa ceva, trebuie să dai un geam de ăsta imposibil, de fapt. Da, 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 am urcat, da, cum să nu. Nu știu ce-a fost acolo. Ia uite-mă o mașină aici. Poți să pleci cu ea. Asta e goală. O luăm și o aruncăm, naiba. Poți să iau? S-o spart. Ok, ăsta este cu... Ce este? E cu gaz, nu? Cred că nu trebuie să fac asta. Era tare să bubuie tot și să mor. Opa. Ce e acolo sus? Opa. Un televizor. Da, tat. Aici avem o armă, dar iar e inutilă. Ia să vedem ce face troșcoleta asta. Ce să facă, mă? Că e gherlă și asta. Aolo. Ce-am făcut? Mhm. Merge și asta, dar nu prea. Acolo sus mai avem... În fine, e neinteresant totul pe aici. Mai bine plec eu cu troșcoleta și o mai merge unde o mai merge. Doamne ajută. Haide. Că nu cred că mă mai duce mult. Cred că ăsta e sfârșitul seriei. Mai ales dacă nu se strâng multe like-uri. Să-mi scrieți acolo în comentarii. Propuneri, ce vreți să mai facem pe aici prin The Long Drive. Dați-mi acolo sugestii, că sigur știți. Adică ziceți-mi, Nocivane, la minutul cu tare, puteți să iei aia și să faci aia. Și așa învăț și eu să fac chestii și o să fie episoadele din ce în ce mai interesante. Dacă nu, tot ce o să facem noi o să intrăm prin... Bă, ce-a fost asta, mă? Deci dacă nu, tot ce facem noi e să intrăm prin stâlpi. A, uite, bă. Ia. Ia. Cică un picior de ajutor. Doamne, ne-o fugi piciorul. Și de ce arată o mână acolo când el e un picior, de fapt? Asta e să-l băgăm noi aici. Hop. Gata toate. Hai, nu mă mai încurca din nou, te rog. E, dacă mai pică așa cum... Uite cum îmi țin capul. Doamne, dar ce am pățit? Mi-am rupt capul, mi-am rupt gâtul. Ce văd în față? Bă, numai eu văd... A, ok. De fapt, e pe ecran cumva. Bun, mai mergem ce mai mergem și sper să dăm de ceva. Nu, 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 grijă, grijă, ok. Suntem cu troșcoleta noastră, bineînțeles, fără portieră. Combustibil nu prea mai avem, de ce să vă mint. Suntem cam pe gata, vine și noaptea. Bă, știi ce, dacă tot murim, hai să murim într-un mare stil. Stai așa, ia. Oprim, bam, bam. Vreau să verific dacă piciorul mai este cu noi. Da, bă, e cu noi, mă. N-are treabă piciorul. Ok, și vreau să-mi pun ochelarii. Hop, hop. Gata, toate. Am plecat. De fapt, știi ce? Nu, hai să dormim un pic. Că e prea mare jale. Băgăm un pic de somnic. Ne trezim de dimineață. Și să vedem ce noi aventuri ne mai ies în față. Mi se pare super genial jocul ăsta. Atât de multe chestii poți face încât eu nici măcar n-am idee. Până acum tot ce am făcut a fost să... Mamă, dar nu pot să conduc așa. Uitați-vă și voi o diferență între asta și... stai, nu spune că eu nu mai port... A, ba da, uite așa. Hop. Între asta și asta. Ok, tot noapte, e tot întuneric, dar măcar vezi ceva. Let's go! Da, deci până acum ce am făcut a fost să fac accidente, să mă bat, să găsesc picioare, mâini tăiete, toate nebuniile din lume. Vreau și eu să progresăm, să facem rost de, nu știu, de mașini mai șmechere,
că troșcoleta asta să fiu eu. Dacă, deci fiți atenți, vă zic clar, dacă la următoarea chestie pe care o găsim, nu știu, benzinărie, casă, mall, oraș, sat, ce-o fi, deci dacă la următoarea chestie pe care o găsim nu vedem și noi o bicicletă, o ceva, eu cu asta nu mai pot să merg. Cred că o să continui pe jos. Pe bune, deja încep să urăsc mașina asta din tot sufletul. Hai, te rugăm noi, mai du-ne un pic. Mă, da, știi ce-s eu curios? Yeah. Fiți atenți ce prostie fac. Bă, bă, deci cea mai mare prostie ever. Stați un pic, hop. Ma. Efectiv o să scot tot ce pot de pe ea. Poate prinde mai multă viteză. Nu știu, așa ar fi logic. Și arată și ea într-un mare fel, nu? Doamne, ce mai pot să scot, mă? Nu mai pot să scot nimic. Dar o să-mi pierd toate itemele, pregătiți-vă. Ăștia am fost. De dragul spectacolului. Hai să vedem cât de repede pierdem itemele. Cum arată? Doamne. Imaginează-ți să vezi chestia asta în realitate. Mergi liniștit și de pe sens opus să-l vezi pe unul care arată așa. Opa, stai că n-am vrut să fac asta. Deci arată așa, cu căpățâna. Bă, chiar prinde viteză mai mare. Și mașina lui arată așa. Ia cât am. Mamă, ne-am două prieteni. Pregătiți-vă de accident. Eu vă zic, mașina asta e incontrolabilă. N-ai cum să o stăpânești. Imediat sunt direct în... O lăsăm un pic mai încet, în ideea în care putem cât de cât să o mai controlăm și ne rugăm, dar cu toți, așa în comentarii. Hai bă, dă ceva. Sau cum vreți voi, numai să ne dea ceva, că... Ijale. Rămânem fără combustibil imediat. Am găsit înainte pe episodul anterior, dacă ați văzut, două mașini și o mașină din aia... No! Mamă! Un pic am luat curba, mă. Deci am găsit două mașini din astea, la dimensiunile astea și încă din aia gigantică. De-aia n-avea roți, n-avea nimic, era vai de capul ei. Băi, ia fi atent, încă avem piciorul acolo. Vă jur că țelul meu pe jocul ăsta e să rezist cât mai mult. Nici măcar n-am o altă idee. Știu că ăsta e și scopul jocului până la urmă, să te tot duci, harta infinită, să tot evoluezi, dar eu am impresia că cu episod, de la episod la episod, o să fim tot mai rip. Deja nu mai avem muși la mașină, portbagaj, capotă, nimic nu mai avem. Gâtul avem rupt, suntem vai de... Nu, nu, nu. Doamne, mi-a sărit ceva din mașină. Mi-a sărit apa, m-am dus. Haide, haide, te rog, nu ne lăsa aici. E pustiul pustiului. Și dacă ne lasă, o luăm de la capăt. Că și așa n-am reușit noi prea multe. Și cu ocazia asta mai învățăm chestii. Hai, te rog, te rugăm. Se poate, mă. Vine o curbă deosebit de periculoasă, dar noi putem. Avem încredere că se poate. Haide, haide. Și... Bă, 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 n-am văzut cactusul ăla, nu-i cinstit. Bă, ne apară ăstea în ultimul moment. Ia uite cum se duce stânga, dar nu e rău, că mai tăiem un pic calea. Hopa, 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 ce-am găsit aici? Știi ce, hai să ne forțăm norocul. O parcăm frumos așa. Tic, 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 tic. Și știm că după aia când plecăm... Mă, ce-am făcut, m-am semnalizat? Cred că asta nu-i semnalizarea. Bă, bicicletă! Vreau! Dar nu cred că avem ce ne trebuie. Păi eu știu ce-s toate nebuniile astea. No, pick-up. Ia uite, bă, radio. Îți arată acolo. Ok. Bun. Aici ce avem? Avem niște gaz, nu-i rău. Dar de ce n-avem roți? De ce face mișto de noi? Uite și tu. Pe asta o iau cu mine. O mă interesează, o bag eu cumva în mașină. Dar pe asta o iau cu mine, frate. Ia. De ce? Ia, stai, mă, stai. Așa. Așa. Ia.
Nu prea intră, bă. A, mă. Ceva îmi spune că nu va sta acolo. Ok. Ce mai avem pe aici? Pa, 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 pa. Neinteresant. S-ar putea să mai fie ceva chestii sus. Dar întrebarea mea e cum ajung acolo. Ia uite. Gata. Tot țopă ea și random până când ajung acolo, nu? Cam ăsta e sensul? Dar nu cred că pot urca totuși. Oricum nu cred că e mare lucru. Nu pare a fi ceva. Da, ne-am ales cu o bicicletă sau motor. Ce-ar vrea să fie chestia asta? Băi, motor, că uite, are țeavă de eșapament. E o bicicletă electrică, prieteni. Ăsta încă face ca toate alea. Bă, dar eu mai aveam... Totuși, hai să vedem cât combustibil mai avem. Că dacă nu-i jale. Bă, la combustibil nu stăm rău. Să știi. Am putea lua și combustibilul ăsta. Că de ce nu? Bă. Așa, bun. Îl rotim noi. Ai, că mi-am rupt mâna. Stai un pic. Și acum se varsă tot, așa-i? E, nu! Așa, pot să pun. Cred că merge. Hop. Ce-am făcut, mă? Mă bate rău. A, dar poți să pui lejer. Da, bă, da. Bun, cam așa arată momentan mașina. Ce părere aveți voi despre mașinița asta mirobolantă? Ia că eu cred că putem să o vedem mai frumos de aici. Hmm, ce-mi place mașina. O, da! Am progresat mult, prieteni. Incredibil. Vreau să mai văd și din afară. Îmi place prea mult cum arată. Sunt mândru de ea. Am adus-o la un stadiu incredibil de frumos. Ia uite-o. Da, tată! Sunt mândru. Ok, urcăm frumos. Și-am plecat. Dacă mai pleacă. Scris, oare pierde, mă? Jumătatea asta de motor pe drum sau sal? Nu, 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 stâlpul direct. Hai să o luăm pe ciluială un pic. Se întâmplă lucruri, se duce. Ba, nu mă, s-o pus mai bine. Așa îmi place. Ia uite. Frumos. Ok. Dă, Doamne, să și găsim ceva, că mult nu mai ducem în stilul ăsta, în halul ăsta. Ceva îmi spune că sfârșitul e aproape. Griado! Ai, bă! Ok. Să știi că a fost chiar decent. Nu mă așteptam să ieșim bazma curată din treaba asta. Bă! Stai. Bun. Ok. Fuge mașina fără mine. Ceva de genul ăsta. Va staia, nu? Cred că o voi pierde de data asta. Aolo, mă trage în spate. Dar am încercat să evit, vă jur că am încercat să trag dreapta cât am putut eu de mult, dar nu s-a mai putut. Mașina asta pur și simplu nu te ascultă. Ai impresia că merge bine, că totul e în regulă și dintr-o dată te-ai dus. În față pare a fi ceva. Opa. Sau e pur și simplu o piatră. Mă, pare a fi ceva acolo. What is this? Era o distanță extrem de mare. Stai, deci chestiile pot fi și la distanțe mari? Ba, 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 nu, 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 nu. Oh, problem. Mamă, cât s-o dus. Mă, eu mă feream atât de mult de cactușii ăștia și ei, în fine, las că recuperez eu ăstea. Și, de fapt, sunt vai de capul lor. Mă, frate, unde era treaba aia? Ai, că... E bine, dacă... A, acolo era, uite. Mă, dar eu nu înțeleg. Ata au fost. Ba, da, mai merge, merge, merge încă. Aia e piatră sau... E ceva de lutat?
Te poți aventura în halul ăsta prin deșert? Spuneți-mi cât mai multe chestii, vă rog. Adică eu în momentul ăsta am de câștigat că fac treaba asta sau sunt trip? O să ajungem măcar la treaba aia, uite-te că pare... Pare iluzie din aia, mă, din deșert. Ne apropiem măcar de ea. Așa pare. Nu spune că e iluzie din aia. Și că o să merg infinit și că o să-mi pară rău din... Doamne. O să mergem infinit, prieteni. Deci nu pot să cred că m-a prostit o iluzie din aia. Merg de 5 ani și n-ajung la ea. Pare că e aproape, dar nu-i. Ce mă nebunia aia? E o piatră. Părea a fi ceva. Măcar ajungem la ea. Ma nu e o piatră, e un vas. Ok. Se poate să nu fi venit degeaba și aparent nu e o iluzie. Wow, ce-i frate asta? Mamă, am găsit Titanicul, prieteni. Ăsta e Titanicul, jur de, nu e ăsta Titanicul. Eu l-am găsit. Da, nu ne mai întoarcem. Cu părere de rău, nu cred că ne mai întoarcem. Ok. Mașinița noastră e acolo. Pentru a ne întoarce, cred că trebuie să mergem așa. Hai, zi-mi, te rog, o să găsesc ceva, nu știu. Dar cum aș putea găsi, de exemplu, o mașină într-un vas? Eu cred că am făcut cea mai mare prostie ever. Măcar combustibil de o-i găsi pe aici. Hai că am găsit, e pur de design, cred. Sau? Ce să stea? Cum mă drink? Fii cu minte. Da, bravo. Dar ce e înăuntru? Empty. Uuuu, bă, o meritat, frate. Avem combustibil infinit. Mamă, cât e aici. Alcool? Da, tati. Bă, pot să beau și eu? Aaaa, da, mă, da. Parcă văd că mor de la alcool. Gata, ho, 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 ho. Ne-a săturat. Bine, alcoolul nu cred că ar trebui să arate așa totuși. Dar cine sunt eu să judec alcoolul? Ok, și pentru treaba asta am venit eu până aici. Zi-mi, te rog, că glumești. Wow. Da, nu e rău, că avem combustibil destul de mult, dar nici nu mă chinui. Mă duc cu un singur butoi, umplu și Doamne ajută. Care era butoiul cu combustibil? Nu cred că ăsta, nu? Asta e diesel. Nu trebuie diesel. Îmi trebuie gas. Alcool. Ăsta-i. Da, tot. O să-mi ia doar 5 ani până ajung la mașină. Pentru mine o să dureze 5 minute. Pentru voi, o secundă. A, uite cât de puțin mai avem. Glumez, mă, naiba. Cred că am găsit o metodă mai bună. Woohoo! Tu... Bă, dar să știi că funcționează. Fotbal cu... Băi, fiți atenți totuși, are 40 de litri și eu așa, așa mă joc cu un butoi de 40 de litri. Ireal. Îți dai seama că în viața reală, dacă ai avea un butoi de 40 de litri, n-ai jucat fotbal cu el. Dar mai avem super, super puțin. Cred că ar fi cazul să-l iau în mână. Încep să mă bucur că am lăsat acolo ca în Hansel și Gretel niște firmituri, mai exact piciorul, tot ce ne-o căzut nouă pe acolo. Să știm dacă mergem pe drumul bun sau nu. Cum? Ia să vedem, deschidem și aici. Păi nici n-am atâta loc în mașină. Ia uite cum se umple. Așa da. Cred că ar trebui să curăț și eu puțin mașina, nu? Să scot petelele de ketchup de acolo.
Nu pot să cred că s-a făcut noapte până am umplut eu. Bă, atâta durează. Gata, full, am înțeles. Intră? Hai că intră. Dar nu azi. Lasă-l acolo așa, oricum o să pice imediat. Piciorul mai avem? Nu mai avem, dar ce e asta? Ai un cactus. O bucată de cactus. Ok, la niște somnic și după aia nu știu dacă ne mai găsim drumul spre casă. Suntem gata de drum. După calculele mele ar trebui să mergem de aici în față. Și la un dat ar trebui să dăm de chestiile alea. Mamă, dar butoiul ăsta nu prea arată bine. Pa, pa, Titanic. Ne ducem mai departe. Oare așa trebuie să o țin? N-am nicio idee. M-am pierdut grav. Oh my god. Au! E bine măcar că e drumul drept. Ok, o să rămânem fără combustibil în 3, 2, 1. Ba nu mă, că se ține bine. Oh, da, se ține bine, da. Acum ar mai lipsi să bubuie. Las că avem destul. Ce să mai zic și eu? N-am vrut să-l pierd, dar așa pot să fie. Totuși, dacă aș da de drum, ar fi genial. Interesantă chestia asta că te poți duce la... Ieri sunt kilometri de... What? Ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Ok, interesantă chestia asta că te poți duce la kilometri departare și totuși să găsești chestii, nu doar pe drum. Și știi ce-mi place mie? Că nu se întâmplă chestii ciudate în jocul ăsta. Adică totul e chill, na, ce să am zburat și eu de 20 de ori, m-am dat peste cap și sunt încă ok. Îmi continui drumul, sunt invincibil, dar restul e ok, nu-i... Cred că o să mai dăm un flip de genul, fiți pe fază. Mamă că m-am ridicat acolo. Ok. Dacă găsesc drumul înapoi, vă jur că e tot ce-mi doresc. Nu, nu. Am pierdut un... Eu am uitat să închid acolo. Doamne. Cât combustibil mai am? Ah, păi bine. N-am pierdut decât un pic. Nu! Asta mai lipsia. Că în rest le-am avut pe toate. Ia uite, bă. Cred că acolo era piciorul și ălea, dar nu mai îmi trebuie. Nu mai îmi trebuie nimic. Mă duc liniștit în drumul meu. Cred că mai avem super puțin și ajungem pe drum. După calculele mele, aici e drumul, nu? Aici e drumul. Recunoaște că aici e drumul. Nu-i drumul aici. Da. Era prea frumos. Visul frumos s-a terminat. Adio! Uhu! Da, tată! Măcar facem și noi tumbe pe aici. Ar fi trebuit să mă angajez, dar circ. Mă mir cum de încă merge mașina. Deci chiar mă mir. Am pierdut și bicicletă. Am pierdut tot ce putea să existe pe planeta asta. Nimic nu mai avem. Acum chiar nu mai avem ce să pierdem. Decât viața. În momentul ăla mi-a apărut un iepure zombie în față. Da, îmi place. Ar trebui să fie drumul pe aici, pe undeva, dar nu ui. Eu sigur merg bine. Sau nu merg eu bine. Până la urma urmei, noi ce am câștigat dacă am mers așa? Am câștigat combustibil infinit, ok, înțeleg. Dar am pierdut tot. Mă, tot! Nimic nu mai am. Mă bag în stânca asta, jur. Au. Stai că am glumit, stai că am glumit! Am pus frâna de mână. Și m-am oprit la limită. Pro player. Nu spune că văd acolo un stâlp. Văd un stâlp. Ok, zic că nu e un stâlp în mijlocul nimicului, te rog. Chiar asta, ui. Cu ce ți-am greșit, Doamne? De ce? Ce e chestia asta? Aici vin extraterestri, mă. Vă rog, explicați-mi ce e aia și sigur am mai dat eu de chestii pe care nici măcar nu le-am văzut, probabil. Scrieți-mi minutul și scrieți-mi ce am ratat, ce e fiecare chestie.
ce să fac pe viitor. Am nevoie neapărat de ajutorul vostru. Că nu se mai poate așa. Nu, 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 nu. Era, nu. Exact asta nu vreau. Când sunt aproape de niște pietre, să nu-i arăt la mașina că dacă mă izbesc de ele, apoi sigur m-am dus. Hai. Măi, n-avem cum să nu dăm de drum. Chiar n-avem cum. E un deșert. Și un drum în deșert. N-ai cum să nu dai de el, că eu știu clar că merg că... Ok, s-a întâmplat și asta. Acum nici nu știu în ce direcție mergeam, bă. Sper să nu mă întorc. Oare merg bine? Da, că pe lângă aia am trecut înainte. Sau mă întorc? Nu, că trebuie să merg bine, trebuie să merg bine. Sigur suntem bine. Hai, cu încredere, prieteni. Aveți încredere în mine că voi mai găsi drumul acela? Măi, dacă am trecut noi prin picioare tăiete, prin tumbe, am dat de mașini ciudate, de zombi, am trecut noi prin toate, ok? Nici nu mi le mai amintesc. Cred că e de la căzătură, de la lovitură. Dacă am făcut toate astea, nu găsim noi un amărât de drum? Hai să fim sinceri, dă-l încolo de drum. Unde poate să și fie? Aici, nu? A, mă, lejer. Uite aici drumul. Ăla-i, nu? Se vede drumul, clar. Nu mă minți că știu că ăla-i drumul. Am început să vorbesc singur. E cumva un drum sau mi se pare mie că ar fi... Băi, ce se întâmplă? Cineva să oprească calvarul ăsta. Și acum să împice o rachetă în cap, m-o fac cu praf și gata. Să opri calvarul. Jur că eu văd un drum în față, un drum portocaliu așa. Uite și stâlpii. Da, bă! Bine! Mamă, nici dacă câștigam la lotul nu eram atât de fericit. Da, tată. Let's go! Haide! Ne punem pe drum și facem stânga, da? Combustibil avem. Tupeu avem. Viață nu prea mai avem. Am și băut un pic, ce-i drept. Că ați văzut că am consumat acolo alcool din ăla verde. Care fie vorba între noi, nu cred că era alcool. Dar trecem peste. Și am ajuns și la drum înapoi. Deci, nimic nu mă mai poate opri în jocul ăsta. Vreau doar sugestii din partea voastră ce să facem pe viitor. Opa. Stai un pic că ijale. Ok. Suntem back in business. Și mi-aș dori totuși să mai merg un pic pe drum. Pentru că la cât am mers pe nisip, la cât ne-am chinuit. Uite, promit în felul următor. Mai mergem 2 minute. Ok. Dar fără accidente, dacă facem accident, se oprește timpul. Hai, 2 minute, dacă mai găsim ceva, Doamne ajută, dacă nu, pe episodul următor. Suntem bine, măi. Na, n-ați avut încredere, nici eu, sincer, dar ne-am întors. Opa, e ceva pe dreapta acolo. Sper că nu ne întoarcem la benzinărie. Nu, n-avem cum. Că dacă ne întorceam, era pe stânga. Nu, asta e altă... pompă din asta. Nu e aceeași. Wow. Păi da, pentru că probabil... Ok, înseamnă că mergem bine, că dacă e în partea dreaptă, așa era și înainte, în partea dreaptă. Știi ce zic? Înseamnă că noi când ne-am întors prin deșert, cumva am făcut un pic dreapta și am mers mai în spate. Are logică, ok. Pentru mine are logică, sper că și pentru voi. Și... Mamă. Cât mai duce, mă, mașina asta? Cât mai poate și ea și... Nu știu, m-a lovit de ceva? Sau pur și simplu o ia razna uneori? Atât de multe întrebări am în episodul ăsta. Sper să-mi răspundeți și să devin și eu mai pro player. Ok, bun.
Drumul o ia razna. Văd ceva în față. Ok. Ok. Piatră în stânga. Hai să... Nu. Mă, dar ce se întâmplă? E prea stricată mașina și dintr-o dată o ia pe câmpii. Iese fumă în ultimul hal. E numai sânge pe la motor. Dau stânga, face dreapta. Hai, zi-mi, te rog, că ceva se întâmplă. Da, o să bubuie mașina, asta o să se întâmple. Nu știu dacă mă va ține mașina. Combustibil, cei care ați văzut episoadele știți deja că am. Așa că, hai să ne dorim să supraviețuim. Dacă nu, o să iau de la capăt. Și împreună cu voi o să învăț cât mai multe chestii. Când vedeți că eu greșesc ceva... Mamă. Ok. Deja sunt profesionist. Deci când vedeți că am greșit ceva, îmi scrieți minutul și ziceți: Nocivane, acolo puteți să faci așa. Dacă găsești ceva și nu folosesc, din nou, scrieți minutul, ați înțeles ideea. Ok. Suntem cam la limită, aș putea spune. Putem conduce și așa, dar... Dar nu-i bine. Ați văzut și voi de ce. Mașina nu cred că o mai duce mult, sincer să fiu cu voi, maxim 5 minute. Rugați-vă ca în aceste 5 minute să găsim un alt mijloc de transport, că dacă nu rămânem în mijlocul deșertului, cu mâna în... Da, ați înțeles. Ok. Mare, mare grijă. Urați-mi succes. Pe partea stângă văd ceva. Dar ce-o fi acel ceva? Ok, nu știu dacă e bine că am mers, că am luat-o prin deșert. Au. Că am mai făcut eu din astea și am regretat. Te rog, deci te rog din tot sufletul, o bicicletă, o trotinetă, niște role. Mă, nu știu, dă-mi un măgar, un catâr. Vreau alt mijloc de transport. Te rog. Dar ce poate să-mi dea la două turnuri? Unul cât mine, unul degeaba. Hai, mă, nu acum, dar nu ăsta-i momentul. Nu te distruge încă. Hai de viața mea. De ce am impresia că e sfârșitul meu? A, da! Am găsit mijloc de transport, prieteni. Cred că își bate joc. Ceva îmi spune că mult timp nu mai mergem cu mașina asta. Mă, dar oare care o fi problema? Uite, acolo arată. Și aici. Nu mai am colant. Mi se duce colantul. Ulei văd că am. Dar de unde naiba iese în halul ăsta fumul? Ok, decât să o repar mai bine o schimb, dar n-am cu ce momentan. O să-mi țin katana în mână dacă se gândește Neagicu iepurilă să ne atace. Asta nu știu. Bă, pot să... Ia să văd eu ceva. Din cât știu eu, mi-a zis că cu asta aș putea colora. Corect? Deci pot să-mi fac mașina albastră acum când nu o să o mai folosesc? Doamne, ce hal arată. Da, da. Altă-i viață. Frumos. Arată incredibil. Numai că nu mai merge. Ok, ăsta cred eu că e colant, dar nu pot să intru aparent. E colant ăsta, nu? Am început și eu să învăț ceva. Hai că e colant. Ideea să nu-ți intre soarele în ochi, am un WC-ul. Da, chiar aveam nevoie de WC-ul ăla, sincer. Încă de asta o vopsea, aici apă. Nu îmi trebuie mie apă. Asta e sfârșitul nostru. E clar, deci nici nu mă îndoiesc. Uitați-vă și voi în ce hal fumecă. Măcar o pot găsi ușor. Dacă e să nu știu unde e, o găsesc după fum. Ok, ce mai avem pe aici? Ia uite, bă, oglindă. Pun și eu oglindă la ea. Ia. Bom, ținem acolo. Iau și asta. Tucă, 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 tucă. Hai să vă spăl un pic, să vă periez. Mai urcăm pe aici. Ce ar mai putea fi și pe aici? Ha, ce se mai poate întâmpla? Ok, mersi, am urcat. Wow, bună ușă.
Și cred că își bate joc de mine jocul ăsta. Măcar vedem apusul. Ultimul apus. Unde mă mai duc și de ce? Găsesc un Styx aici acum, parcă văd. Ia uite cum iese fumul. Bă. Încă mai pot urca. Faci mișto de mine. Sunt curios de ce aș vrea să urc. A. Din cauza asta. Să iau un mare nimic. Mm-hmm. Merită. Și acum, mai știu eu să mă dau jos. E exact ce trebuie. Noapte. Sunt la 5 milioane de metri înălțime și nu știu dacă există falling damage aici. Hai să aflăm. Hai să nu. Ok. Repede mergem la mașină să dormim. Există falling damage în jocul ăsta sau nu? Chiar nu vreau să risc să mor așa. Ok. Farul care mai funcționează ne luminează calea. Nu înțeleg de ce am lăsat mașina să meargă. Poate mi explicați voi, că eu nu înțeleg de ce am făcut asta. Da. O reușită totală, aș putea spune. Mai venim pe la voi. Vă mulțumim pentru... pentru nimic, practic. Doamne, dar o să-mi bubuie mașina, bă. Vă jur că în câteva minute o să vedeți o explozie pe care eu nu cred că o să o mai văd. Hai mă, te rog, fie-ți... Nu, uite-te și tu că dacă dau o curbă, ăia am fost. Totuși nu pot să nu observ culoarea asta mirobolantă. Dați și voi o notă la mașină. Dar sincer. E explozivă, măi. Îi fumegă totul. Ok, pe dreapta avem ceva. Fiți cu ochii în patru prieteni, s-ar putea să fie salvarea vieții noastre. Nu, 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 nu. Ok, așa, asta am vrut eu. Mamă, ce profesionist sunt. Doamne, nu mai vreau asta. De ce o am în mână? Așa, bun. De ce era hat peste tot? Oh, da, salut, frate. M-a prins becul. Ah, așa, bun. Ce avem pe aici? Asta e o magazie, ceva. Dar nu mi-arată mie prea bine. Ah, dar cred că pot să sparg astea. Și cred că pică chestii faine înăuntru, nu? Mă cred în Minecraft, unde mă cred? Eu am crezut că-s lucky blocuri, mă, dar chiar cred că poți să le spargi. Aoleu, urât face iepurele ăla. Cum spargi, mă, astea? Eu încă tind să cred că le poți sparge. Ăsta e scut? Nu cred că e scut, cred că e pur și simplu o banchetă. Ok. Ne-am distrat destul. Aici, un televizor. Da, mă, asta îmi lipsea mie, pe bune. Dintre toate chestiile pe care le aveam, televizorul lipsea. Da, îți mulțumesc. O să fie un drum incredibil. Sper să nu fie incendiar. Da. Am înțeles. Bucurați-vă de ultimele secunde. S-a auzit un poc. Cred că mi-a bubuit un cauciuc sau ceva. Jur că s-a auzit ca și cum mi-a bubuit un cauciuc. Dar fii atent că, mă, asta s-o repara mașina singură? Era doar super încălzită, că nu mai scoate fumul ăla, parcă. Nu, pe naiba. Dar nu, că nu mai e chiar la fel. Acum pare că e fumul de la... Ia, mă, că te iau după mine. Acum pare că e fumul de la... E praf, de fapt, de la nisip. Ok. Asta nu-mi suna bine. Ok. Sunt bine. Sunt bine dacă vă întrebați. Sunt perfect normal. Eu cred că și arăt normal, nu? Doamne. De ce are capul în halul ăla? Nu încetează să mă amuze treaba asta. Te rog, Doamne, te rog. Dă-mi ceva, dă-mi ceva mașiniță. Că nu mai pot cu asta. Mă rog, de câteva episoade s-o schimb, dar nu găsesc nimic. Am găsit numai înainte, dacă... Cred că mai bine mă întorc, naiba, și iau una dintre mașinile alea. Că dacă stau la ea, o rezolv eu cumva. Iau de pe asta piesele lipsă și le pun pe ele la... Nu, 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 nu. Ok, ok. Ok, cred că o să sărim în 3, 2, 1.
Nu. La limită. La limita limitei. Ok, let's go. Hare. Se poate. O reveni fumul. Cred că asta e, mă, cred că se supraîncălzește motorul sau ceva. Și partea cea mai faină e că eu nu mai am ulei la mine, nu mai am absolut nimic, pentru că n-am luat. Și m-a dus pe mine capul într-un episod, nu știu dacă l-ați văzut, să îmi arunc ușa, să îmi arunc tot. Cred că nu a fost cea mai bună idee. Totuși eu am vrut să prind viteză mai mare. Viteză mai mare prind, dar nu pentru mult timp. Uite, iar turnul din ăla. Probabil la turnul ăsta, dacă ai anumite chestii, poți să chemi extraterestri sau nu știu. Ce poți să faci cu turnul ăla? Uite, cu ăla de acolo. Chiar n-am idee. Ia uite. Cactus roșu. O nouă specie de cactus. Era cactus plin de sânge. Dar o picat înainte, cred. Ok, se întâmplă lucruri, dar nu prea. Cam așa aș putea concluziona eu aceste ultime 2-3 minute. Dar speranța moare ultima și eu cred cu tărie că mașinița noastră își va face treaba și ne va duce până în punctul în care găsim altceva. Nu ne poate abandona, gândiți-vă, cu mașina asta am plecat de la începutul seriei. Nu cred. Nu pot să cred. Nu. Nu. Man, tocmai ce lăudam. Ia, stai un pic. Hop. Nici probleme la motor. Stai un pic. Ok. Am oprit-o. Uai, s-a încălzit apa. S-a dus. Ulei avem, bă, dar apa e problema, mă. Și aveam atâta apă peste tot. Am zis că îi punem ăsta. Unde din aiba l-am pus? Bă! Unde am pus, mă, oglinda? Doamne, iartă-mă. Și frate, asta. Trebuie să pun eu la fixă, mă. Ah, păi de ce nu zici mașina? Asta e că până atunci poate și mai revine mașinița. Are nevoie doar de... Nu știu de ce are nevoie, sincer. Dar dacă stă, sigur își revine. Ia uite. Opa. Opa, ia. Ia vezi. Ha? Șmecherie, mă văd pe mine. Opa. Ia, bă. Not bad. Hai, mă. Cu încredere. Îi dăm cheia, da? Da, tată. Nu ne lasă, mă. Nu ne lasă, mă. I-am pus, uite. I-am pus și oglinda aia frumoasă. Uite ce frumos se vede în ea spatele acolo. Uai, lele, ce-mi place. Suntem din nou la drum. Acum chiar trebuie să găsim neapărat... Nu. Trebuie să găsim neapărat ceva locație, să facem rost de apă. Combustibil sigur încă avem, uleiul stăm ok. Dar ne trebuie neapărat apă. Bă, ne trebuie neapărat apă. Nu-i de glumă. Toate locurile pe care noi le-am lăsat în urmă au fost pline... De ce? De apă am vrut să zic. Uite că am fugit sângele pe stradă, vedeți? Ce naiba. Ok. Mai dăm câteva secunde. Așa o să ne facă din punctul ăsta. Apă nu mai are. Și problema e că nu mai am nici eu, mă. Că mi-am aruncat eu toate ușile. Ok. Cred că ceva îmi spune că ăsta o să fie episodul în care o luăm de la capăt. Hai că mergem. Ata au mers. Ok. Hai să luăm de la capăt. Dar nu cu mașina asta.
Ok, bine, mașina nu era problemă. Era mare problemă că era groaznică, adică ruginită toată. Păi și acum, dacă stau bine să mă gândesc, în sfârșit știu și eu câteva chestii. Așa că s-ar putea să plecăm într-o expediție cu Dacia. Da, o pregătim și începem din episodul următor, ok? Deci pe episodul ăsta facem toate pregătirile. Și încerc și eu să mai învăț chestii. Uite, oglinda ar mai merge un pic șlefuită. O punem la punct în garaj în episodul de azi. Și mâine, sau când punem noi de fapt episodul, când punem episodul următor, începem și plecăm la drum frumos cu Daciana. Frumos o facem, o lustruim, o berbelim pe toată. Ia uite, cât de cât așa. Frumos. Da, o să ni se cam strice peria. Verificăm tot ce avem prin garaj. S-a dus peria, da, s-a dus. Mai avem? Mai avem perie sau nu mai avem perie? Niște greutăți pe acolo. Combustibil cât avem? Stai că nici măcar nu știu unde trebuie să mă uit. Daciano, n-am loc. Deschidem frumos aici. Deși cred că o să regretăm, pentru că s-ar putea să ne atace iepurii. Unde-i mă combustibilul? Hai frate că Dacia trebuia să aibă de ăsta. Unde mă uit? Uleiul, apa. Hai, nu fă-mi și toacă. Unde-i mă rezervorul la Dacia? Nu fim... Bă, nu-ți bate joc. N-are rezervor. Ce naiba? Mai puteam să jur că Dacia are rezervor aici. Nu mă pricepe la mașini, într-adevăr. Nu sunt cel mai bun, dar avea în spate. Wow. Oare Dacia asta n-are rezervor? Știi ce? Hai să refac până dau de o Dacia mai ca lumea, că oricum asta e ruginită toată. Bă, frate, ia uite cum arată aici. What? Deci poți să dai și de zonă din asta cu iarba așa faină. Ok, îmi place mai mult așa, dar aș vrea Dacia. Nici nu știu unde e mai fain, aici în deșert sau acolo. Aici în deșert vezi mult mai bine totul. Dar Dacia încă nu vine. Ok, m-am chinuit enorm, dar efectiv nu îmi mai dă Dacia. Asta e viața, ne mulțumim cu mașinița asta. Văd că avem din nou perii aici. Hai să facem un pic de curat. Uite-mă că nu mai ajuns și pe ușița asta. Da, cât de cât arată bine. Poate mai dăm noi de un din ăsta. Hai să verificăm ce mai avem pe aici. Și după, în episodul următor, o să pornim la drum. Poate găsim noi Dacia, n-am ce să zic. Nu știu, oare îi... Să-mi scrieți voi un pic în comentarii. Oare trebuie să facem stânga sau dreapta? Adică... Băi, urmi face. Adică contează sau nu prea contează? Bun, hai să vedem ce avem pe la subsol. Aceleași chestii nefolositoare. Aici ce-i? Ia. Diesel. Bă, dar eu acum nu m-am uitat. A, o luare din asta de combustibil, că nebunez dacă nu... Unde se pune, mă, combustibilul ăsta? Are în spate. Pe bune? Ok, deci acolo am apa. Aici am uleiul. Și nu înțeleg unde îi pun combustibilul, frate, nebunesc. Mare greșeală din nou. Unde are, mă, ăla de combustibil? Nu înțeleg. Sunt doar două chestii aici. Trebuia să fie pe lateral. Ok, l-avea aici în față, dar jur că nu l-am văzut. Dacă și cealaltă avea, aia e. Da, bun, ne mulțumim cu mașinița asta. Cum arată ea, Doamne ajută. Bă, dar să știi că chiar nu arată urât. Iese la poliș. Ia uite. Albastră se face imediat. Cât ai clipi. Mai dăm de câteva ori aici. Și pe partea cealaltă. Și sunt fericit, bă, chiar să mulțumim. Nici nu mai vreau Dacia, nu mai vreau nimic. Credeți-mă, vreo 10 minute în continuu am încercat să fac rost de Dacia, dar nu a fost să fie. Acum lăsăm asta jos. Pot să o lași eu jos? Doamne, urmă facă ea. Ok, și cât apă am? 3,6. Hai să băgăm apiță. Lasă-ne, mă. Bă, nu pot să cred că intri pe geam. Doamne, stai un pic. Ok. Nu mai știu cum încărcam. Mi s-a dus și apa. Cum încărcam, frate? R. Ok.
Bun. Și acum au fugit. Wow. Bă, au murit. Na, e bine. Doamne ajută. Ok. Am făcut-o și pe asta. Aici avem gas. Dar aici nu cred că mai avem apă. Opa, ba, mai avem. Exact, 2 litri. E bine, e bine. Not bad. Bă. Așa. Bun. Full. Suntem bine. Hai că vreau și eu să am o mașină bine. Mașină bună. Nu mai știu nici să vorbesc. Am zis că vreau o mașină bine. Ok. Bam, 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 bam. Cine mai trebuie de aici? Yes. Cât avem? Cu fuel-ul stăm rău de tot. Bom, bom. Și punem frumos. Lejer. Avem 2,5. Na, cât de cât e bine. Am putea să o vopsim altfel dacă vrem. Ia. Facem roz, bă. Se cam prins fără să vreau de capotă. Ai, ai toate. Frumos. Așa. Nice. Ce am făcut? Stai că ești pe partea asta, trebuie să-i dau. Ia uite. Pesă. În fine, în anumite părți mai rost decât în alte părți, dar nu mai avem oricum. Asta a fost. Acolo e bine, acolo e bine. Ce mai avem pe aici? Pa, 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 pa. Nu contează, nu ne pasă. Neinteresant. Ăsta care-i treaba cu el? Ce poți să faci cu el? V-am zis, trebuie să mă învățați, că sunt pe lângă. Aici mai avem apă, dar nu-mi trebuie de fapt. Ok, mai vreau să verific ce mai e pe sus, de exemplu. Cum urcăm pe aici, așa? Da. Bun. Ce mai avem noi pe sus? Aici e katana, mă. Mamă, nu puteam să plec eu fără katana mea. Așa, bun. Ia, ăsta pot să-l folosesc eu. Ia, dă un pic încoace. Să mi-l pun așa, ia. Unde-i? Aici. Pot să-l atașez așa, gen... Dar nu de aici, că mă omoară pe mine. Cumva așa din față. Opa. Bă, dar nu înăuntru, mă. Să fie așa mai în exterior. L-am băgat în... Oh, mă, nu cred că e bine. Nu știu dacă mai pot să-l scot de acolo acum. Ba da. Nu știu, mă, uite așa să-l... Băgăm cumva să lovească... Da, nu cred că e ce vreau eu. Mai încerc aici. În fine, nu știu dacă va funcționa, ați înțeles ideea. Uite, bă, oglindă. Oglindă, oglinjoară, dă un coace. Hop, bun. Așa și în rest, nu cred că mai avem alte chestii pe aici. Uite, mă, pe unde putem... Urât face, doamne. Uite, trofeu. Fii atent că pe aici puteam urca. Lejer, gen. Doamne, iartă-mă că... Bă, mai vin încă. Tu-ai acolo cu minte. Ia-l pe frate, tu. Dar intră pe ușă, n-ai văzut așa ceva. Ok, jos mai e ceva interesant. Alcool, mersi. Chiar o să-mi trebuiască. Diesel, mersi. O păpușică. Da, asta a fost. Ăia mor singuri afară, singuri. Moare și mie vocea. Ne vedem în episodul următor, barbașanilor. Sper că v-a plăcut. Like-ul, blană, subscribe-ul. Toate cele bune, șpa, șpa!